dreptul la protecție împotriva abuzului, violenței și exploatării, o resursă pentru clasa a cincea în cadrul proiectului CRED. În Convenția cu privire la drepturile copilului, mai multe articole se referă la protecția copiilor împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenței, abuzului și a altor tratamente dăunătoare. Abuzul fizic. Unii copii sunt supuși unor tratamente precum loviri, răniri, bătămări corporale, care le pun viața în pericol. Alți copii sunt nevoiți să asiste la certurile și bătăile adulților, simțindu-se permanent în nesiguranță și teroare. Abuzul emoțional. Unii copii sunt jigniți, umiliți, descurajați în acțiunile lor prin gesturi dure, prin tonul ridicat sau prin priviri disprețuitoare, reci și acuzatoare. Aceste forme de abuz emoțional pot avea urmări toată viața. În unele cazuri, unii din cei abuzați devin la rândul lor adulți violenți în raport cu familiile lor. Bullying-ul este o formă de abuz care se manifestă printr-un comportament agresiv, repetat, intenționat, asupra aceluiași copil. De cele mai multe ori, copiii nu au curajul să ceară ajutor, fie de teama agresorului, fie de rușine. Cyberbullying-ul se manifestă prin folosirea tehnologiilor digitale și poate avea loc pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, pe platformele de jocuri, dar și pe telefoanele mobile. Se manifestă sub forma unui comportament repetat, cu scopul de a-i speria, înfuria sau umili pe cei avizați. Exemple de manifestare a cyberbullying-ului: răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare, transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje, sau copierea identității unei persoane și transmiterea în numele acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva. Violența pe internet. Unele informații și imagini pe care le găsești pe internet te pot speria sau îți pot influența negativ comportamentul, îndemnându-te la discriminare, rasism sau chiar să îți faci rău singur, singură. Pe de altă parte, nu toate persoanele care îți oferă sau îți promit ceva pe internet sunt de încredere. Din acest motiv, trebuie să fii vigilent, vigilentă și să te informezi cu privire la pericolele navigării pe internet. Exploatarea prin muncă. Deși există legi care pedepsesc acest lucru, în unele familii, copiii sunt folosiți la munci grele, în gospodărie sau în afara ei, pentru a aduce bani. Acești copii, exploatați prin muncă, renunță la școală de la vârste foarte mici, iar când devin adulți, își găsesc greu un loc de muncă stabil, fiind foarte prost plătiți. Dacă ți se întâmplă să întâlnești astfel de cazuri, implică-te. Contactează una dintre persoanele următoare: directorul, directoarea școlii, dirigintele, diriginta, un alt profesor sau o altă profesoară din școala ta. Poți contacta de asemenea polițistul local sau consilierul școlar din școala ta. Poți lua legătura de asemenea cu un asistent social de la primărie sau poți contacta Serviciul Public de Protecție a Copilului. O altă modalitate de a semnala asemenea abuzuri este telefonul copilului, dar poți apela și la reprezentantul clasei în Consiliul Elevilor din școala ta. Activitate în clasă. Privește cu atenție imaginile și menționează trei efecte pe care le poate avea exploatarea prin muncă asupra copiilor. Nu uita să promovezi Ziua Internațională a Non-Violenței, 2 octombrie, și Ziua Internațională a Non-Violenței în școli, 30 ianuarie. O resursă elaborată în cadrul proiectului CRED.